doamnelor și domnilor, dacă v-a plăcut ce ați văzut, v-am spus de la bun început, calitatea imaginii nu este foarte bună. Dacă v-a plăcut ce ați ascultat, aveți ocazia pe data de 14 aprilie, marți, să ascultați pe viu un asemenea spectacol în sala mare a Consiliului Județean, un spectacol la care intrarea este, atenție, gratuită. Așa este, domnule profesor? Intrarea este liberă. Ce vreau să adaug, faptul că concertul este gândit ca o activitate prelegere. O să se discute și despre tema Mama cel mai sfânt cuvânt. O temă în care sperăm printre invitații noștri să-l avem și pe prea înaltul Ciprian, arhiepiscop al Buzăului și Vrancei. Aș spune eu, prea iubitul nostru părinte, care mi-a promis că dacă timpul îi va permite, va veni la dânsul, fiind foarte, foarte ocupat, și ne-ar bucura prezența dumnealui. De asemenea, Părintele Mile, înțeleg că va fi. Da, va ține și un discurs legat de această tematică, Părintele Mile. Și, cum să spun, noi ne-am gândit ca simbol al nașterii, ca simbol al primăverii, ca a renașterii, practic, și să creăm aceste spectacole. Și vis-a-vis de ce, întrebarea domnului, de ce nu sunt alții, noi când am gândit proiectul, noi am gândit să facem lunar o activitate, cum e și la Focșean, cum e și la Târgoviște și Pitești, sunt activități culturale lunare și activități în care intrarea este liberă și, zic eu, de o bună calitate, și sperăm în viitor, cu susținerea oficialităților, să reușim să punem în practică demersul nostru de a avea o activitate culturală, pentru că e necesar. Gândiți-vă legat de ce genuri abordăm, genuri vechi, folcloric și patriotic. Legat de acest aspect, aș vrea să spun că pilonii aceștia ar trebui să revină în educația copiilor, legat de vechi, de folcloric, de biserică. Practic, știm că existau școlile domnești, vis-a-vis de ce vorbea și Ciprian de filmul Aferim. Cum să spun, acești piloni, educația legat de spiritul bisericii și legat de patriotism, zic eu că asta ar trebui să revină în educația elevilor noștri, copiilor, și acest lucru ne va salva ca nație. Și odată revenite toate acestea acolo unde le este locul, vom răspunde foarte ușor și întrebării mele de dinainte de pauza publicitară. Ce trebuie să facem pentru a-i familiariza pe buzoieni cu muzica de calitate, cu cultura? Suntem departe de acest pas uriaș pe care ar trebui să-l facem cu toții, să ne îndreptăm către ce este bun pentru noi. Este o chestiune care ține de opțiune personală, dar mai cu seamă cred că ține și de educația primită. Din nefericire, și lucrul ăsta eu îl văd frecvent pentru că lucrez cu oamenii, trăim într-o perioadă destul de confuză la toate capitolele. Educație, cultură, înțelegerea fenomenelor sociale din jurul nostru, la adevăratul lor impact asupra oamenilor. Observăm și vă spun, eu le văd mai cu seamă pentru că lucrez zilnic cu oameni, observăm probleme cu care părinții noștri nu s-au întâlnit în perioada lor de adolescență la adolescenții de astăzi. Anturaje dubioase, consum de droguri, dezorientare profesională. Toate lucrurile astea nu vin dintr-o dată. Ele au venit pe fondul unei neimplicări sociale din partea instituțiilor statului. Eu observ că statul își dă seama de ceea ce se întâmplă. Avem câteva, vrem sau nu vrem să spunem, avem câteva generații, câteva destul de multe generații confuze. Un mic exemplu de confuzie o să vi-l dau și prin aceea că te trezești în clasa 12-a de liceu, că nu știi încotro să te îndrepți către profesia pe care vrei să o îmbrățișezi. Parcă ai vrea să te faci economist, să te duci la ASE, dar parcă ai vrea să te faci avocat.
dar nu ajungi nici în avocatură, nici la ASE și, nu știu, ajungi să te înscrii la limbi străine. Să-ți dai seama după 4 ani de facultate că nu ești făcut pentru acea meserie. Asta este un mic exemplu și pentru ca telespectatorii să mă înțeleagă și destul de concludent, spun eu. Acum, la câte multe probleme avem, cu siguranță, instituțiile statului au zis, băi, cultura o lăsăm la urmă. Dar toate sunt într-un lanț al slăbiciunilor. N-ai educație, nu vei avea nici implicare și o societate sănătoasă, dezvoltată și culturalizată, să spunem așa. Toate sunt într-un lanț. A trebuit să ne frigem și să le trăim pe propria piele pentru ca acum, aproape în ceasul al 12-lea, să ne trezim la realitate și să ne dăm seama că e nevoie. E nevoie de o educație mai bună, este o nevoie de înțelegerea vieții la adevărata ei valoare. Suntem, spun eu, în fază incipientă și nu vă ascund faptul că este o experiență plăcută pentru mine să văd că foarte multe instituții implicate social la nivelul municipiului și județului Buzău au răspuns pozitiv inclusiv acestui concert și răspund din ce în ce mai, cu mai mare băgare de seamă la toate fenomenele acestea, pentru că sunt alternative pentru tineri, pentru oamenii bătrâni, pentru oamenii de vârstă mijlocie, sunt alternative de recreere a timpului lor liber. Preferăm ca tinerii noștri să vină la un concert unde este o muzică bună și să vadă un spectacol frumos în raport cu ceea ce ar fi, cu ceea ce ar fi putut face ei în acel timp liber, să meargă, nu știu, să fumeze o țigară în spatele blocului, să spunem. Bătrânii care în săptămâna, cum va fi și săptămâna viitoare, în săptămâna de după Sfintele Paști, ies din casă, pentru că așa este tradiția. Și în drumul lor spre Parcul Crâng se opresc și ascultă și o piesă de muzică sau o compoziție a lui Anton Pan, care cu siguranță le va aduce aminte de tinerețea lor când la radio se difuzau mai cu seamă melodii de acest gen. Sunt alternative și sunt alternative bune. E greu să dăm un răspuns ce putem face pentru a atrage publicul. Din punctul meu de vedere este pur o opțiune personală și este o opțiune bună dacă o vor alege. Înălțătoare, clăditoare, purificatoare, o experiență și o opțiune care cu siguranță pe cei care o vor trăi le va aduce o bună dispoziție și o încărcare cu energie pozitivă și cu gânduri bune. Sunt convinsă că buzoienii vor participa în număr mare la acest eveniment, mai ales că este, am mai spus-o și o repet și o să o mai spun o dată până la sfârșitul emisiunii, intrarea este absolut gratuită, poate veni oricine să se bucure la ascultarea acestor melodii. Domnule profesor, pentru că Ciprian vorbea despre adolescenții, despre tinerii noștri, dumneavoastră lucrați cu ei aproape zi de zi. Cum îi vedeți deschiși spre acest gen de muzică? Sincer să fiu, ei își doresc, vor să asculte, vor. Dacă nu li se oferă posibilitatea, nu au și de aceea ei probabil că merg spre un alt gen de muzică. Noi de asta suntem și surprinși că la nivel de instituție în liceu de artă noi avem rezultate la olimpiadele naționale bune, având în vedere că noi nu avem o filarmonică în orașul nostru, nu avem, cum să spun eu, spectacole. V-am spus înainte de emisiune că la un moment dat la Teatru Desculț în Parc, unde a fost cu Ștefan Bănică Junior, biletul a fost 80 de ron, ceea ce mi se pare destul de mult. Este o sumă imaginați-vă, uriașă, da, dacă să merg la clasă ca la și diriginte să spun, haide să mergem, părinții probabil că ar fi spus, e destul de mult, de scump bilet. Și de asta a spus, noi dacă le oferim și dacă le aducem copilor, ei vor veni. Ei vor veni către asemenea spectacole nu numai de muzică, de calitate, spectacole de calitate. Eu sunt convinsă că înainte de a avea pretenții de la tinerii și adolescenții noștri să fie mai
nu știu cum vrem noi să fie. Înainte de toate trebuie să le oferim alternativa. Exact. Venim așadar, oferim alternativa și abia după aceea cerem, pentru că sunt convinsă că nu va fi nevoie să cerem, pentru că ni se va oferi și nouă. Sunt ferm convinsă că se va întâmpla acest și, lucru. Legat de acest cuvânt, patriotism, care nu prea mai e folosit și, din păcate, nu știu de ce nu se mai folosește. De ună zi lucram la o lucrare de specialitate cu elevă de clasa 12-a și lucram despre compozitorul George Enescu și interpretul și dirijorul. Și la un moment dat am descoperit o pagină a vieții lui în care el în al doilea război mondial, ca să ajute, de fel el fiind un mare, el a fost și primii 10 violoniști ai lumii, nu numai mare compozitor, a gândit în felul următor, s-a dus în spitalele din România și cânta la patul bolnavilor. Deci asta pentru mine a fost o imagine extraordinară și ce însemna patriotismul, vă dați seama, unul dintre cei mai mari violoniști ai lumii, care a cântat în Franța, în America, peste tot în lume, cânta la spatele bolnavului, sau să zic așa, la patul bolnavului, ca să le aline suferința și prin asta simțea el că e patriot și ajută. Și zic eu că de asemenea exemple au nevoie tinerii noștri, copiii noștri și trebuie să îndrumați către momente de genul ăsta, să le aducem aminte, de să păstreze tradiția și patriotismul și, v-am spus, educația, aceste trei laturi, zic eu că dacă noi le vom dezvolta și vom susține fiecare în latul a lui, va ieși un lucru bun. Așa este. Așadar, stimați buzoieni, cred că v-am adus suficiente argumente pentru ca marți, 14 aprilie, la ora 18, să fiți în număr cât mai mare la sala mare a Consiliului Județean. Este vorba despre sala de spectacole a Consiliului Județean, să participați la un spectacol, așa cum vă promiteam, inedit. Vom fi și noi acolo, vom lua imagini de la spectacol, vom face și un material în cadrul jurnalului Campus TV, dar nu trebuie să vă culcați pe această ureche, trebuie neapărat să participați la spectacol, pentru că nu veți ști ce veți pierde dacă nu veți veni alături de noi. Vă mulțumesc, dragi invitați, pentru faptul că ați acceptat invitația mea din această seară. Și noi vă mulțumim, sărbători fericite la toată lumea și să ne reîntâlnim cu bucurie și cu gânduri bune. Să dea Dumnezeu! Punem punct aici emisiunii noastre, noi ne revedem mâine seară, o seară plăcută, vă doresc, la revedere!